Mi-e dor să mă merg la un ceai, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un ceai. Stimați telespectatori, îți salut pe domnul Alin Cojocariu, este vicepreședinte Pro-România, se ocupă de ceea ce înseamnă sport, sportiv și de performanță și de masă. Nu? Bine ai venit, domnul Alin. Bine v-am găsit, bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Într-adevăr, sunt vicepreședinte, coordonator al Departamentului de Sport din cadrul Pro-România Iași, cu speranța de a relansa sportul românesc plecând din partea de jos a acesteia, pentru că știm foarte bine că cu cât avem mai mulți sportivi la nivel inferior, la ligile inferioare, cu atât performanța la nivel superior va fi mai mare. Noi am mai avut ocazia să discutăm într-o altă emisiune. În ce măsură Pro-România reușește să se adreseze tinerilor? Pentru că departamentul de care răspundeți este unul cam cu ponderea cea mai mare spre cei care pot alerga și pot facă sport, fie el de masă, fie de performanță. Așa este. Sportul, în general, nu este practicat doar de tineri sau de copii, este practicat până la vârste înaintate. Chiar avem mulți practicanți de arte marțiale sau care ajung la vârste de 75-80 de ani și practică în continuare aceste sporturi. Dar noi ne adresăm tuturor practicanților de sport din România, sportivilor. Ne dorim ca încet, încet să putem să aducem sportul în preferințele tuturor românilor, dacă s-ar putea, ei un ideal, dar încercăm să facem acest lucru. De altfel, știu și am mai comentat acest lucru, Sorin Coban este președintele Federației Române de șah și a reușit o performanță, bine, domnia sa e liderul Pro-România de la nivelul județului Iași, a reușit o performanță, zic eu aparte, aceea de a introduce șahul în școli. Știu că sunteți tot timpul în preajma domnului președinte. Ei, hai să vorbim despre această, e un sport al gândirii. Sigur că da. Lucrăm împreună, suntem și la partid și la serviciu cam în tandem, să zic așa. Organizații în județ, la fel, facem un tandem. Munciți cu alte cuvinte. Muncim foarte mult pentru a ridica partidul și a putea obține un rezultat foarte bun la alegerile care urmează. De asemenea, aș vrea să spun că toate realizările acestea referitoare la sport, la educație, la sănătate, sunt legate foarte mult de partea de infrastructură, care în momentul de față suferă foarte mult la nivel de județ, mă refer. Am fost în localitățile din jurul Iașului, în comunele din jurul Iașului, care arată jalnic la nivel de drumuri. Consiliul Județean, în momentul de față, nu alocă absolut deloc sume pentru a reabilita drumurile din jurul Iașului și de aici imposibilitatea unora de a ajunge la școală, a copiilor de a ajunge la școală, asta în perioada în care nu suntem în pandemie, bineînțeles, și nu... Și apar de asemenea acel fenomen de migrație către țările care... Da, unde zic ei se realizează mult mai bine. Și aici e o discuție întreagă pe care noi am mai comentat-o, ca să spunem așa. Pentru că are el bani mai mult, dar e și cheltuie la nivelul țării respective. De asemenea, pentru ca un copil să poată face un sport, are nevoie de susținere materială. Susținerea materială nu este de ajuns să-i dai să mănânce și să-l ții într-un internat. Un sportiv trebuie să aibă și în spate, adică părinții să-l susțină să practice acel sport. Ori dacă părintele nu are posibilitatea materială de a-l susține, nu va face acest lucru și ajungem ca până în 18 ani acei copii să se lase de sportul pe care îl practică cu plăcere de cele mai multe ori. Da,
E un domeniu frumos, cred, ceea ce vă propuneți să faceți în cadrul formațiunii Pro-România, cu atât mai mult cu cât, iată, aveți experiențe. Pe de-o parte, iată, cu șahul, din coace atragerea tinerilor în formațiunea Pro-România este una de căpătâini, câte am înțeles, pentru dumneavoastră. Cam cum stați în mediul rural? Câți tineri reușiți să atrageți? Sau cum reușiți să-i capacitați? Pentru că tinerii acum, s-ar părea, după spusele unora, ar fi unii din adepții altor formațiuni politice. Să știți că avem o pondere mare de tineri în organizațiile noastre din județ, deoarece sunt sătui de politicile făcute de partidele mari, PSD, PNL, care în momentul de față nici nu mai știm care sunt. PSD, PNL, PNL, PSD, nici nu mai știm foarte bine cum se mai numesc. De asemenea, acești tineri care vin cu idei noi, vin cu idei pe care le-am mai discutat probabil și cu alți colegi de-ai lor de prin alte partide și practic suflul acesta nou al tinerilor în partidul nostru se simte foarte bine. Sunt și candidați la primării, posibil candidați tineri? Avem și candidați la primării, tineri, Cristi Zugravu la Dumești, Claudiu de la Ceplenița, Claudiu Ursache. Cred că și domnul Paiu n-are domnul de 40 de ani, undeva pe acolo, 35. Avem, am fost și pe la Grozești, mai avem un tânăr. Am înțeles. Și probabil pe lista de consilieri sunt pe lista de consilieri se găsesc mult mai mulți tineri. În general, pe asta se merge, pe promovarea tinerilor, în așa fel încât să avem o continuitate, să avem niște oameni care să vină cu acel suflu care să ducă mai departe programul partidului. În ce măsură tinerii se regăsesc, cei care sunt acasă, se regăsesc profesional în activități, pentru că dacă el n-are un job, n-are o preocupare, nu are o sursă de finanțare, în perspectiva unor proiecte guvernamentale, el pleacă, se duce acolo unde găsește. Așa și încet, încet, în loc de popor, cum ne numim noi și cum spuneți dumneavoastră, Pro-România, vom fi o populație. Nu? Asta e termenul, dacă ne disipăm în toată lumea. Așa este. Cei mai mulți dintre cei care vin alături de noi au deja o ocupație sau chiar dacă nu o ocupație se străduiesc să o obțină. Sunt oameni muncitori, sunt fermieri, sunt profesori, sunt medici. Deci avem din toate domeniile de activitate. Deci au expertiză profesională foarte bine determinată. Da, în perspectivă am înțeles că mai sunt cam 66% cu reprezentanți în comune. Da. Înseamnă că încă mai aveți timp să, sigur că da, să găsiți soluții și pentru celelalte comunități. Așa suntem este. 93 de comune, din câte știu. 98 la nivelul județului. Da. 98 cu topul Iași, deci 98 de cei. Iași, Pașcani, Hârlău. Cum stați la acest capitol? Pe drumuri? Și suntem pe drumuri mai tot timpul, mergem să organizăm, să găsim oameni în teritoriu. De fapt, în general, cei care vin să candideze la o funcție de primar vin și cu o echipă. Nu ținem neapărat să găsim oameni cu experiență politică, ci oameni care vor să facă ceva pentru comunitatea din care fac parte. Revin aici un pic la partea de infrastructură. Ar fi foarte bine dacă, eu știu, și celelalte partide, nu numai noi cei mici, să avem ca și proiect dezvoltarea infrastructurii pe, mă refer aici la nivel județean, pentru că aici e problema noastră cea mai mare, știți cum se spune, prima dată e mai aproape Maieu decât Cămașa. Trebuie să ținem cont de faptul că în momentul alegerilor vom fi într-o perioadă probabil de pandemie și atunci gândiți-vă că avem 748 de secții de votare în județul Iași. Ne vor trebui în cele 748 de secții de votare de la toate partidele, de la toate formațiunile, în jur de 9.000-10.000 de oameni care vor fi în secții de votare. Gândiți-vă cam care ar fi impactul acestui virus
în acești oameni. Când sunt atâția oameni grămadă, 8-9 sau cât vor fi fiecare secție, da. Ori câte mii. 8-9 plus președinții, președinte, da. Vicepreședinte plus membru. Da, da, am văzut opțiunea domnului Ponta pentru și comentat aici și domnul Iacoban, că era mai bine de amânat, de făcut eventual una după alta două scrutine și în noiembrie și decembrie. O să vedem. Este o grabă a partidelor mari pentru că pierd capital politic datorită greșelilor pe care le fac. Nu sunt, noi, eu nu sunt adeptul criticării politicii făcute de alte partide. Eu și colegii mei sunt sigur că sunt în asentimentul meu. Vrem să promovăm proiectele pe care noi putem să le facem și vrem să le facem. Da, e important ce spuneți, pentru că până la urmă discuții, cum e zicat la aceea, vorbim discuții, da. E o stare de fapt care se amplifică, mai ales odată la 4 ani, când da. Începe competiția electorală. Ce sunteți de profesie? De profesie sunt profesor, dar nu am profesat niciodată, deci am terminat facultatea de educație fizică cu master. În momentul de față sunt doctorand la managementul afacerilor. Îmi propun ca în viitorul apropiat să aduc un proiect pentru dezvoltarea sportului la nivel local și național, dacă se poate. Înțeleg asta, pentru că ați absolvit da. IEFS-ul, sau cum era înainte, Institutul de Educație Fizică da. Și Sport. Da. Facultatea, că era deja facultate. Facultate. Sunt căsătorit, copii, am un copil de 8 ani. Sunteți mari. Am primit 8 ani acum pe 13. Da? Știți povești? A dormit copiii? Oh, sigur că da. Că vorbeam aici cu invitații. Sigur că da, cum să nu. Și de asemenea, acum astăzi s-a născut nepotul meu de la frate. Înseamnă meu. Că aveți o aniversare ceva. Avem cu și o aniversare. 4 oameni, aveți mai mult de 4. Nu avem voie. Obligația, da. Ei, și cu el la micul care este pe acolo, se joacă. Da. Revenim la partea politică. Ne pare rău că în momentul de față nici nu mai știm cu cine ne luptăm. Că dacă spunem că ne luptăm cu PSD-ul, ne luptăm de fapt cu PNL-ul. Dacă spunem cu PSD-ul, ne luptăm cu PNL-ul. Mă refer aici la partea de primărie, unde știți foarte bine că candidatul PSD-ului la alegerile trecute ia cu la PNL. Da, doamna Gabriela a fost la PNL. Da, și acum e candidatul PSD. Și acum e candidatul PSD. Bine, e o situație unică, nu? Da. Sau gândiți că se mai întâmplă și în alte locuri? Să sperăm că nu. Ei, și dacă se întâmplă ce? Da. Poate avantajează partidele mici. Posibil, posibil. Ceea ce mai aș vrea eu să mai spun e că cred că a venit momentul să nu mai votăm împotrivă. Am plăcut cum spuneți. Totdeauna am votat ca să nu exact. Se întâmple, cum a fost cu Vadim și da. Domnul Iliescu. Începând din 96, votăm împotrivă. Da, totdeauna da. Am găsit varianta care să... Exact. Ei, exact. Și credeți că anul ăsta va fi altfel? Să sperăm că nu. Să sperăm că anul ăsta va fi, într-adevăr, un vot pentru viitorul nostru ca și țară. Pentru că noi nu votăm anti-PSD, nu votăm... Nu criticăm PNL-ul, nu suntem anti-USR, noi suntem pro-România. Am înțeles. Și acum dumneavoastră ați adresat acest mesaj celor de acasă, pentru că cum votează activiștii, e clar, da. Votează cu propriul partid. Exact. Dar cei de acasă să înțeleagă că dumneavoastră, formațiunea din care faceți parte, vă propuneți să fiți exact. Pentru pro-România și în general și pentru români. Da. Da, eu am înțeles acest lucru, e o formă de abordare pe care am văzut-o și la colegii dumneavoastră, fie de la București, fie de nivel regional. Ce să spun, e important de văzut cum vor veni oamenii la vot, dacă vor veni și dacă cei care vin țin, și mă refer la absenteismul la vot în special, țin cont de partidele noi, pentru că pentru primar, de exemplu, dintr-un singur tur, da. Scrutinul și alegerile și atunci prima șansă, apropo de partidele mari, au primarii în funcție, care sunt fie PNL, sau fie PSD. Depinde ce au făcut. Mă rog, asta e altă poveste cu cei care au mai migrat de la un partid la altul exact. În funcție de interes. Dar asta nu cred că avantajează formațiunile mici. Da, așa este. Și mai pro-România și celelalte, că mai sunt și altele. Așa este. În general, PNL-ul și PSD-ul au electoratul lor.
E greu să schimbi opțiunea politică a unui membru PNL-ist sau PSD-ist dacă mai ales este și stimulat cu anumite favoruri, ca să zic așa. Noi nu ne propunem să facem favoruri sau să promitem favoruri cuiva. Cei care vin alături de noi vin din convingere, nu vin din constrângere sau cum am mai auzit prin comunele pe care am fost. Care îi primiți. Da. Dar cu ce ați constrânge? Că în unaltea nu sunteți la guvernare, nu împărțiți banii publici. Dar partidele mari fac chestia asta. Și atunci... Da, am înțeles. Eu cred și am remarcat asta din discuțiile cu colegii dumneavoastră. Pro-România e un partid nou și care are oameni cu expertiză, oameni valoroși, care n-au mai făcut politică mulți dintre ei până acum. Cei mai mulți dintre ei n-au făcut politică, eu nu pot să spun acest lucru. Eu sunt alături de domnul Sorin Iacoban din 2008-2009, după ce dumnealui a pierdut prima dată mandatul de deputat. După aceea am fost alături de dumnealui și începând din 2012, efectiv, am și acum diploma de ajutor de deputat pe care dumnealui mi-a mânat-o după ce a ieșit deputat. Am înțeles. Am fost unul dintre șefii dumnealui de campanie. Am organizat cât de cât campania atunci. Dar era o leacă mai grea campania atunci. A fost mult mai grea. Acum va fi o leacă atipică, o leacă. Este, o leacă este mai atipică. Mult. Este atipică. Iată, se va folosi probabil comunicarea online, televiziunea, nu știu, mai puțin adunările populare, cum era atunci. Da, atunci, practic, ne-a spus și domnul Tuțuianu că l-am fost la Iași, cu cât strângi mai multe mâini, cu atât mai mulți votanți ai. În momentul de față se pare că nu vom putea face prea mult acest lucru, nici în precampanie, nici în campanie, pentru că vedeți și dumneavoastră că sunt aceste restricții. Da, restricții care sunt argumentate într-un fel sau altul, pentru că așa e situația cu pandemia aceasta. Mai sunt 4-5 minute de dialog în care aș vrea să vorbim despre planurile dumneavoastră. Deci, probabil veți fi un posibil candidat la Consiliul Județean sau local. La noi, discuțiile despre candidaturi se vor face în biroul permanent județean și în delegația județeană mai târziu. Deci, nu, deocamdată, posibil candidat sunt toți membrii din acest birou. Să sperăm că în scurt timp vom avea și o listă și atunci vom ști exact care vor fi candidații, pe ce poziție și care va fi implicația din momentul respectiv. Până atunci cel mai important lucru e la muncă. Exact. Muncă tovarăș. Muncă l-a creat pe om, dar mă rog, vorbeam aici cu domnul Dobre, nici Lenea nu l-a omorât. Așa. Dar voi sunteți foarte mult în dinamică. Da. Ați fost prezenți împreună cu domnul Iacoban. Sigur. În toată Moldova. Da. Nu? Și la Huș sau la Neamț. Da, la Iași ați revenit, pe Suceava și tot așa. Peste tot am însoțit și pe domnul Tuțuianu, am fost compania dumnealui, ca să zic așa, pentru că e greu să faci un teritoriu atât de mare fără să mai și discuți despre realitățile locale cu cineva. Pot să spun că sunt un cunoscător al zonei, deoarece am lucrat foarte mult pe vânzări în această zonă, am cunoscut oameni din toate domeniile și am avut ce discuta și cu domnul Țuianu pe multe domenii de activitate, că dumneavoastră este o enciclopedie. A fost ministru apărării, asta sigur. Înseamnă o expertiză profesională foarte amplă. Ce zice șefa de acasă? Cum? Că sunteți tânăr, da? Copilul așteaptă tata să-i mei să-l ajute la lecții. Spunea domnul Ponta și aseară și era foarte simpatic că soția dumnealui a spus că trebuie să se mute de acasă dacă începe campania electorală. La fel mi-a zis și mie soția, băi, dacă vrei să faci campania electorală, la revedere. Te muți de acasă. Și mai vii când mai vii. Da. Și am propus domnului Iacoban, poate reușim să luăm undeva o casă ca să ne mutăm toți cei care suntem implicați în campanie. Un birou măcar cu... Un birou, mă rog, trebuie un birou... Mă rog, în campanie e ca în campanie, mai ales că știți acest lucru, sigur. Aveți experiență. Eu vă mulțumesc pentru astăzi, vă doresc... Mulțumesc și eu pentru invitație. Vă doresc tinerețe veșnică și succes. Până asta, gândindu-mă la tinerii pe care... Și mai tineri, dar și mai la fel de bătrâni, cu ghilimele de rigoare, pentru că un tânăr la... Aveți 30 de ani? Eu? Da. 47.
Nu cred. Da. Un tânăr la 30 de ani poate foarte bine să capaciteze pe cei de 20-25 sau de 31. Succes, domnul Alin, și vă numai bine. Frumos. Vă mulțumesc. Stimați telespectatori, a fost domnul Alin Cojocariu, vicepreședinte al formațiunii Pro-România, responsabil al departamentului sport, activități sportive și performanță în sport, dacă ne gândim că sportul înseamnă sportivitatea, înseamnă și în politică un lucru foarte important, demn de luat în seamă. Nu? Există sportivitate în politică? Sau fiecare își dau la ar fi ideal picioare să fie. Așa, pe sub centură, pe sub... Ar fi ideal. Ar fi ideal. Despre idealuri vom mai vorbi împreună cu domnul Alin Cojocariu. Ideal pe care, iată, sportivii îl promovează într-un fel corect, de altfel. Rămâne de văzut cum va fi aplicat acest principiu și în politica noastră cea de toate zilele. Succes încă o dată! Vă mulțumesc frumos! Numai bine, stimați telespectatori! La revedere! O zi bună! Mi-e dor să mă merg la un cear, să fiu liceanul bălai. Mi-e dor să mă merg la un cear,